De la ora 22 are loc finala concursului Eurovision 2021 desfășurat la Rotterdam sub sloganul Open Up. Noi nu ne-am calificat, însă Republica Moldova și Bulgaria se regăsesc în lista celor 10 țări din finală. Vaccinarea reduce riscul de spitalizare cu 91% în cazul persoanelor cu vârste între 75 și 84 de ani. La cele de peste 85 de ani, riscul scade cu 81%. La studiu au participat 4 milioane de vârstnici, dintre care 1,4 milioane au primit ambele doze de vaccin. Ursula von der Leyen a anunțat la summitul G20 că Uniunea Europeană va investi 1 miliard de euro în Africa pentru a construi centre de producție a vaccinurilor. De asemenea, blocul comunitar va dona 100 de milioane de doze de vaccin pentru țările sărace. Tinerii din Franța sunt ajutați de guvern să meargă la muzee sau să-și cumpere cărți prin Pass Culture. Este o aplicație prin care tinerii primesc un credit nerambursabil de 300 de euro pentru cărți, abonamente la reviste, bilete la spectacole, cinema sau muzee. Știi!